ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Mihaela Cambei, campioană olimpică întâmpinată cu onoruri la Onești. Tabără de creație artistică la Dărmănești. Dărmănești, premiile Oamenii de Valoare onorează excelența locală. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică întâmpinată cu onoruri la revenirea în țară. Mihaela Cambei, sportiva care a adus o medalie de argint României la Jocurile Olimpice de la Paris, a revenit la CSM Onești și a fost întâmpinată de către familie, oficiali și susținători. Emoția și mândria au fost palpabile în momentul sosirii halterofilei, care a fost primită cu căldură și respect. Mulți au venit să o felicite personal pentru reușita remarcabilă și să-i arate recunoștința lor pentru efortul și dedicarea de care a dat dovadă. Bună ziua tuturor! Vreau să vă mulțumesc din suflet că m-ați acceptat aici. Am avut o mică întârziere, dar nu ați ezitat să plecați și pentru asta vă sunt recunoscătoare. Vreau să mulțumesc în primul rând doamnei director Ingrid Istrate pentru că fac parte din clubul ei, din clubul Nadiei CSM Onești, aici unde eu am crescut și am înflorit de-a lungul anilor. Vreau să mulțumesc domnului primar din comuna Dosteana, unde de acolo mi s-a dat și viața de către părinții mei și pe această cale vreau să le mulțumesc. Vreau să mulțumesc Federației Române de Haltere și întreaga echipă de spate pentru că a fost alături de noi în tot acești ani. Vreau să mulțumesc doamnei Cristina Maftei și domnul Gheorghe Maftei, antrenorilor mei de club și antrenorilor mei de lot, pentru că fără toată această echipă, fără niciunul dintre ei, nu aș fi reușit cine sunt astăzi. Vreau să mulțumesc și domnului primar din Onești, pentru că este alături de mine și întreaga echipă. Am reușit să aduc această medalie pentru că mi-am dorit enorm de mult atât eu cât și echipa mea, dar sper din suflet ca în 2028 să reușim mai mult de atât și chiar dacă nu voi reuși mai mult de atât, tot eu sunt, tot ca mie Mihaela Valentina voi rămâne. Vă mulțumesc din suflet! Bravo! La Dărmănești se desfășoară prima ediție a taberei de creație artistică, armonii cromatice și muzicale, organizată sub egida Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, AZIA, asociație înființată în 2004 la inițiativa Asociației Franceze a Orașelor Istorice și a Ministerului Dezvoltării și Transporturilor, precum și a municipiilor Alba Iulia și Târgoviște. Alul președinte al asociației este Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia și au fost prezenți artiști de talie națională și internațională. Asociația are doi vicepreședinți, primarul Dărmăneștiului Constantin Toma și Oana Blaghi, consilieră a primarului din Arad. Testarea s-a desfășurat în perioada 19-25 august 2024. 8 artiști plastici au pictat în ulei și acrilic. Vernisajul a avut loc duminică, ora 14, la centrul de zi pentru persoane vârstnice din strada Dumbrava. Bine ne-am găsit aici, în acest frumos oraș. Vă vorbesc în numele Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, pe scurt ALZIA, asociație care anul acesta, iată, împlinește 20 de ani de la înființare, iar va ființă în 2004 la inițiativa Asociației Franceze a Orașelor Istorice și Ministerul Dezvoltării, cum se numea acum 20 de ani, Ministerul Dezvoltării și Transporturilor, Municipiul Alba Iulia și Inițiativa Municipiului Târgoviște. Actualul președinte al asociației este domnul primar Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, iar cei doi vicepreședinți, unul este aici de față, domnul Constantin Toma, a fost ales de curând în ultima adunare generală de alegeri de la Alba Iulia, iar din partea municipiului Arad, Oana Blaghi, cel de-al doilea vicepreședinte, consilierul domnului primar de Arad.
Asociația este condusă de un comitet director, format din 9 unități administrative teritoriale și fac aici o paranteză, asociația nu are persoane fizice, asociația are aproximativ 59 de unități administrative teritoriale, din care 14 consilii județene, iar restul municipii, orașe și comune cu potențial dezvoltat istoric. Principalul obiectiv al asociației noastre reprezintă protejarea patrimoniului material și imaterial și tot ce ține de tradiții, cultură, tezauri, bogăție culturală în general. Mulțumesc domnului primar pe această cale, n-am avut ocazia să-i mulțumesc sau la aderare, cred că v-am mulțumit, că a acceptat invitația noastră de a aduce orașul Dărmănești în familia ziarului. Și vreau să precizez că din județ mai avem și comuna Agaș, comuna Asău, mai avem Comăneștiu, orașul Comănești. Am să vizitez pe domnul primar dacă stăm o săptămână aici la dumneavoastră. Tabăra a început ieri, nu am sosit pe seară, pentru că majoritatea sunt de departe, Chișinău, Bucureștiu și astăzi, iată, ne documentăm, domnul primar ne-a pus la dispoziție și cu domnul viceprimar ne-a pus la dispoziție și ceva filmulețe și ne-a și explicat istoria acestor locuri. Vom merge după conferința de presă, dacă vreți să ne însoțiți, mergem să vedem câteva obiective istorice și nu numai obiective istorice, și peisaje deosebite, și case vechi, și tot ce e interesant pentru a imortaliza frumos de către cei 10 artiști plastici. Din trupa noastră, cu care ne-am prezentat astăzi la dumneavoastră, sunt 8 artiști plastici care vor picta în ulei și acrilic și pe domnul Marian Avramescu l-avem cu noi, unul din cei mai mari, dacă nu cel mai mare caricaturist român, care va creiona, să sperăm, și în cadrul festivalului, cât poate de mult personajele zilei, ca să zicem așa, festivalului și orașului. Și de asemenea o avem pe Nadia Negru, care este o foarte bună acuarelistă și ea ne va imortaliza în acuarelă tot ce ea va considera. Am văzut că și-a luat conștiincioasă, și-a luat și notițe după spuse pe domnului primar. Bravo, Nadia! Ce să vă mai spun? Cu drag, dacă vreți să vă spun câteva din orașele care mai fac parte din asociație sau consiliile județene, tabăra, da, să vorbim de ale noastre mai bine. Tabăra a început ieri, se va sfârși luni, se va pleca după micul dejun. Vernisajul, vreau să vă anunț, va avea loc duminică pe 25 august. La căminul Centrul de zi pentru persoane vârstnice, la ora 14. Chiar vă mulțumesc de acum anticipat, dacă puteți să faceți acest lucru cât mai public, să avem un număr cât mai mare. Asociația are un mare palmares și îmi pare rău, dar mâine pot trimite, dacă domnul primar îmi dă sau luăm telefoanele din domniilor voastre, vă pot spune, deci avem la activ peste 50 de tabere naționale și internaționale și culminând cu 3 ediții ale unor tabere internaționale, de exemplu la Sevilla, 3 ediții am avut anul acesta, fiind a 3-a ediție, împreună avem partener Consulatul Român de la Sevilla și Uniunea Artiștilor Plastici din România, parteneri, printr-un proiect destul de frumos și bogat financiar la Departamentul Românilor de Pretutindeni. De asemenea, am mai fost în Turcia, am mai avut tabere internaționale la o
specială rezidență artistică din Turcia, de la UXA se numește, unde am fost cu 12 artiști plastici. Avem mari speranțe să lăsăm o bună impresie aici la Dărmănești, să revenim și cu a doua ediție. Trupa este de elită, e o laudă de gură, dar știu cu cine am venit aici și sper să vă impresionăm din plin. Eu aș vrea, doamna Carmen, să mai precizez că și la Dărmănești avem talente, nu? Sigur, cu drag te deschizi, da. M-ați venit cu asta, dar să știți că avem copii talentați care m-au întrebat. Da, și putem lucra cu ei, când vor veni artiștii, dacă acești artiști sunt, m-au zis așa, mai pretențioși, dacă sunt pretențioși sau dacă ne acceptă și pe noi, tânăra generație, măcar să ne uităm la ei. Dărmănești, premiile, oamenii de valoare onorează excelența locală. Dărmănești, un oraș-stațiune cu o istorie bogată și peisaje pitorești, a devenit un reper al excelenței datorită tradiției anuale de a recunoaște și celebra contribuțiile celor care fac ca numele localității să răsune dincolo de granițele sale. În fiecare an, în cadrul festivităților dedicate zilelor orașului, primarul Toma Constantin premiază personalitățile locale sub titulatura Oamenii de Valoare. Această ceremonie specială, devenită o parte integrantă a culturii și identității orașului, este un prilej de recunoaștere publică a celor care, prin eforturile lor, aduc prestigiul comunității. Premiile nu se limitează la un domeniu specific, ele se adresează tuturor celor care, prin activitatea lor, contribuie la dezvoltarea, promovarea și recunoașterea orașului Dărmănești. La eveniment a fost prezent și ministrul mediului Mircea Fechet. Așa este. Până la urmă se vorbește atât de mult despre oameni care poate n-au făcut suficient și atât de puțin despre oamenii valoroși care au oferit comunității lucruri extraordinare. Toți cei patru oameni premiați astăzi m-au inspirat și m-au făcut să mă simt neînsemnat în raport cu realizările acestora. Și eu cred că acest mod de a-i prețui pe cei care au făcut și care au dăruit la rândul lor atât de multe lucruri, cred că ar trebui repetat, pentru că fiecare comunitate, indiferent de mărimea acesteia, cred că are oameni foarte valoroși, oameni pe care poate că nu i-a descoperit nimeni până astăzi în sensul în care să-i premieze. Dar cred că toți merită, dacă nu un premiu, măcar o vorbă bună de apreciere. Da, într-adevăr, și acum referindu-ne la turul de forță, am văzut că ați fost așa pe toată valea, la evenimente diferite, dar țineți constant aproape de Bacău și de băcăuani, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Păi, sunt băcăuan, nu? N-am cum să nu țin, pentru că este important în opinia mea că, indiferent de funcția pe care o ocupi temporar, să nu uiți de unde ai plecat. Ori rădăcinile mele sunt în județul Bacău, așadar ori de câte ori timpul îmi permite, cu mare drag sunt alături de comunitățile locale, alături de oameni, până la urmă, pentru că este și locul de unde afli ce ai de făcut a doua zi, nu din birou de la București, ci bine conectat la primarii județului nostru, la cetățenii județului, cu problemele și cu bucuriile fiecăruia dintre ei. În cadrul evenimentului, atmosfera este mereu una încărcată de emoție și mândrie locală. Premiile oferite sunt simbolice, însă recunoașterea și aprecierea comunității au un impact profund asupra celor premiați. De-a lungul anilor, această inițiativă a contribuit nu doar la consolidarea unei identități locale puternice, dar și la încurajarea generațiilor tinere de a aspira la excelență în tot ceea ce fac. A fost o distincție care m-a luat pe nepregătite și și ca vârstă, și ca activitate, și ca înțelepciune.
Oricum, activitatea dumneavoastră pentru telespectatorii noștri, o să vă rog să o sintetizați. Sibiu este foarte generos, foarte amplu și foarte complex. Pentru telespectatorii, o să vă rog să-l sintetizați dumneavoastră un pic și ca să spuneți corect, pentru că sunt atât de multe încât nu o să pot să cuprind. Da, eu m-am format în Dărmănești până la sfârșitul liceului, după care am urmat studiile de licență la Alba Iulia și de masterat. M-am format ca filolog în românistică, apoi ca doctor am devenit doctor în filologie la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași și de la sfârșitul doctoratului lucrez ca cercetător. Mă ocup de texte vechi românești la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași. Am privilegiul în momentul de față să lucrez cu cele mai vechi texte românești. Da. În mare noroc de altfel, pentru că vă trec prin mână și prin fața ochilor texte extrem de valoroase la care publicul larg și nici măcar de cei din domeniu nu au acces. Ne cuminecăm cu ele, ca să spun așa. Chiar am avut cinstea în ultimii ani să lucrez cu cel mai vechi text românesc, care este o psaltire, o psaltire de pe vremea lui Ștefan cel Mare, psaltirea Hurmuzache. Am înțeles că la mănăstirile sau la una din mănăstirile de pe Sfântul Munte Athos ați reușit să digitalizați o parte din lucrări. Da, a fost o experiență chiar în timpul studenției, cu adevărat determinantă în viața mea, să mă aflu o lună în mănăstirea Vatopede în Muntele Athos, la invitația părintelui stareț Efrem Vatopedinul, pentru digitalizarea fondului de manuscrise. Vorbim de manuscrise bizantine de 1000 de ani, cu cerneală de aur, cu miniaturi. Cum v-ați simțit? A fost ceva, mai ales ceva care nu poate fi cuprins în cuvinte. Noi, având totuși o cultură mai nouă, noi, manuscrisele românești sunt mai recente, de la Ștefan cel Mare încoace, acolo totuși vorbeam de... Că vă tremură degetele, nu? Exact, așa e. Da, o muncă rară, o muncă de Sisif, aș putea spune, dar o muncă plină de satisfacții. Așa e. E, de fapt, pasiunea m-a condus aici și mă ține aici. Cum am spus, ne cuminecăm cu aceste lucruri. Dacă nu ar fi satisfacție, dacă nu ar da bucurie sufletească, nu cred că ne-am ocupat de asemenea lucruri, dar ne îmbogățim sufletește din ele. Sunt, de fapt, rădăcinile noastre. În acesta, premiile Oamenii de Valoare au fost acordate unei diversități de personalități. Fiecare dintre aceștia a adus un plus de valoare orașului, contribuind la renumele său. Am întrebat cu 10 minute înainte să înceapă evenimentul ce anume exact trebuie să fac. Și atunci mi s-a spus că, de fapt, voi primi și eu o distincție. Eu venisem cu ideea că trebuie să mânez niște diplome și să felicit niște tineri și nu că voi fi eu cea distinsă. Și nu m-am pregătit foarte mult la asta, dar am improvizat și am avut emoțiile necesare care au construit improvizația. Discursul exact. Îi mulțumesc domnului Toma, primarul acestui oraș, care, după câte se vede și în momentul ăsta și pe parcursul anilor, se vede că au dat foarte multe talente, nu numai în domeniul artistic, muzical, ci și în foarte alte multe domenii. Sunt impresionată, suntem norocoși, nu știu dacă așa e în toată țara, dar eu când am văzut acum la acest eveniment câți tineri au fost premiați și câte rezultate extraordinare au, mă surprinde că într-un oraș așa de mic avem atâta talent și atâta muncă. Nu e suficient să avem talent. Sunteți exemplu viu. Da, sunt exemplu viu. Mi-am ascultat vocea interioară, pentru că de mică eu cântam în apartament la părinții mei acasă, aici cu câteva străduțe mai departe de aici. Și vecina mea și-a foarte bine aminte că striga de jos din fața blocului, numai cânta că o să te fure București, îmi spunea ea atunci pe vremea. Ai întâi cu și aproape, pentru că i-am spus după aia mai târziu, ne-am întâlnit și am zis, vezi, nu m-a furat București, am furat Parisul, nu-i rău nici asta. Și când au fost momente dificile și când au fost momente de alegere, nu mi-a fost ușor să aleg, pentru că era alegerea mea a fost puțin opusă cu voința părinților. Și am făcut multe sacrificii să pot să mă duc pe calea asta, pentru că
Părinții mei nu aveau resurse financiare la momentul respectiv suficiente să mă întrețină să fac școlile care le-am făcut și așa, dar m-am dus cu multă muncă și voință și am sacrificat multe chestii și am lucrat foarte mult pe compropriu ca să pot să mă întrețin și să fac lucrurile singură, că nu depindeam de părinți, deja foarte tânără. Eu am plecat din Dărmănești de la 13 ani jumate. Am plecat, da, la Cluj-Napoca, după care am plecat la Timișoara și din Timișoara am plecat în Franța. Parcursul de la Cluj a fost foarte dificil, foarte dificil. Activitățile dedicate zilelor orașului continuă, iar momentul premierii Oamenilor de Valoare rămâne un punct culminant al evenimentului, subliniind încă o dată devotamentul administrației locale pentru recunoașterea și sprijinirea celor care fac cinste orașului Dărmănești. Prin această inițiativă, primarul Toma Constantin și întreaga comunitate transmit un mesaj puternic. Munca și excelența sunt întotdeauna apreciate, iar cei care se dedică cu adevărat vor fi întotdeauna recunoscuți și onorați. Gabriel Borchină, autorul primului volum din trilogia de dragoste Lacrimi de Safir, și-a lansat cartea la Biblioteca Municipală Radu Roseti din municipiul Onești. Trebuie precizat că autorul cărții de dragoste are doar 22 de ani. Mai multe aflăm în minutele următoare, chiar de la autorul poveștii Lacrimi de Safir. Participasem pentru prima oară la nivel de voluntar în cadrul Târgu de Carte din 2018 în Focșani, în Vrancea, și pentru că acolo găsisem punctul de start, pentru că au foarte mulți poeți, noveliști care făceau acest lucru și știau să atragă oamenii, a fost un punct, o premisă foarte bună pentru mine. De ce Onești? Pentru că există foarte multe instituții, indiferent de o comună sau un sat, o metropolă sau un municipiu, unde oamenii pot să găsească această esență deosebită într-o carte. Cum s-a venit ideea volumului Lacrimi de Safir? Startul a fost pe un fond emoțional. Aveam și chiar și actualmente am o afinitate deosebită către un anumit pianist, spre exemplu Franz Liszt, pe care l-am menționat în acest roman de dragoste. Este chiar Dumnezeul acestui roman, acestei creații de dragoste, și pentru că această latură emoțională a fost trigăruită la maxim, a fost pornită, am putut crea asemenea lucrări de dragoste. În cât timp ai scris manuscrisul? În cât timp l-ai realizat? Startul a fost atunci, în 2018, scrisesem la vreo 6-7 pagini și pusesem pe pauză, pentru că fusesem într-un transfer, eram din clasa 11-a spre a 12-a, dintr-un liceu într-altul, și pentru că aveam focusul pe alte pasiuni față de cele legate de scris, pusesem pauză la vreo 3-4 ani și revenisem ulterior. Dar 6 luni a fost cele lunile în care am simțit să pot să fie complet acest roman. A mers destul de repede, dacă ar fi să facem așa o analiză? Destul de repede, da. Okay. Cum îți pauze? Okay. Cum ai întâlnit Onestinu până la urmă? Prin Facebook până la urmă, prin paginile pe care le dețin, cele de Instagram, dacă nu greșesc, prin implicarea pe care o au avut grămadă de proiecte. Chiar aici în bibliotecă văd că există, de exemplu, și ideea de cinema, se difuzează filme, există persoane care vin și cântă în această instituție, deci de ce nu? Am înțeles. Un mesaj dacă e pentru tinerii din Onești? Luptați! Luptați, pur și simplu luptați, că aveți 12 sau 82 de ani, că vă găsiți pentru prima oară pasiune, pentru că pur și simplu trăiți, aveți posibilitatea de vă dezvolta indiferent de circumstanțele pe care le aveți. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Duminică 8 septembrie, vremea continuă să fie una caldă. Cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 32 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 14 grade Celsius. Luni 9 septembrie, vremea continuă să fie una caldă. Cerul va fi parțial acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 32 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius. Marți 10 septembrie, vremea continuă să se mențină caldă. Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei va ajunge până la 29 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 17 grade Celsius. Thank you.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!